dacă e cărți. O să vă vorbesc pe scurt despre un proiect pe care l-am demarat în vară și care încă nu este încheiat, se va încheia probabil când vom avea un fel de mici subredacții sau filiale, să le spun așa, în județele din țară. Proiectul se numește PCR, Copasuri Culturale Românești. Am ales formula asta de PCR tocmai pentru că încă mai are audiența care are și toată lumea ar putea fi interesată de ideea. Deci ia să vedem ce PCR fac ăștia. Și când află că este vorba de Copasuri Culturale Românești, care se referă la totul altceva, se referă la niște acțiuni de cultură pe care vrem să le desfășurăm în mai multe locații din țară. Este vorba de promovarea unor autori, este vorba de câțiva critici literari care s-au adunat, s-au aplicat pe idei și care vor putea să scrie despre cărțile pe care le tipărim. Deocamdată fonduri nu sunt atâta de multe, dar vom vedea, posibil să avem și niște sponsorizări, chiar și parțiale. Așa cum le vom avea, vom lucra cu ceea ce avem. Din formula de conducere pe care am ales-o în vară, sunt aici prezenți doar doi de la București, domnul Gheorghe Dinu și domnul Vran Chiricuță, domnul Valinițu și eu. Bine, este și Constantin Petropescu, care văd că nu știu ce s-a ascuns acolo, pentru că și el este unul din membrii din echipa de la Târgoviște. Practic aici am înființat un fel de nucleu și cu care vom realiza curând și forma oficializată a mișcării. Asta însemnând clarea sub formă juridică, să vedem, fundație, asociație, vom găsi o formulă potrivită de lucru. Domnul Dinu. Bineînțeles, mulțumesc în primul rând. Bună ziua, sărbună. Vreau să revin la tema anterior, la momentul acela chiar m-a impresionat. Nu-l cunoșteam pe domnul Joseph Pilner, dar chiar m-a impresionat plăcut acel moment. Ce înseamnă memoria unui om care luptă pentru o idee și se pare că și-a lăsat amprenta asupra vieții din Târgoviște și chiar mă bucur că am participat la un asemenea moment și n-am vrut să iau cuvântul când erau toți prietenii de suflet, dar chiar m-a impresionat și vă felicit pe toți cei care sunteți de-ai locului și care ați readus în memorie activitatea, până la urmă, a unei idei. Fără să vrem, vedeți, România a ajuns unde a ajuns, pentru că toți cei care sunt aici, cel puțin prezenți, și care au pretenția că au o școală deosebită sub aspectul culturii, nu se implică și nu vă implicați, la rece vorbesc, deloc, în destinele acestei țări. Indiferent ce credeți dumneavoastră, să știți că eu sunt un tip foarte direct și foarte pragmatic, în sensul că, iată, a apărut un partid, acest partid PPDD, nu? Care, până la urmă, este condus de un personaj, deci încă o dată, a nu se confunda că se face politică, pe mine mă amuză cu totul altceva. Am să vorbesc din picioare, din respectul pentru dumneavoastră. Pe mine mă amuză ceva. Când, indiferent de întâlnire, tipurile că ar fi o întâlnire de cultură sau nu știu de ce,